Alo, ce faci cu băierașul meu? Taci, mă. Ce o aveai? Mă, ce fierbinte. Uite, la mine. Medalioane, ce face, mă, copilul meu? Unde l-ai lăsat? E bine, are pojar. Aoleu! Ce aoleu? E bine, la copilărie, e bine, aoleu, o să fie bine. Da. Dar nu e făcut vaccinul, nu? De unde mama mea să știu eu de vaccinul ăsta? Dar se face bine? Da, mă, se face bine, dar trebuie să stea un pic în spital. Tu ai avut pojar? Da, prea, am avut toate bolile din lumea asta, că mama cum era un copil bolnav, mă ducea la el în vizită. E, foarte bine, o să stai cu el în spital atunci. Da. Voi și pe ăsta spital? Da, păi trebuie să stai cu copilul. Uite, Maria o să ocupe de voi, o să aibă grijă de voi și o să rog și o asistentă să stea tot timpul cu voi. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, medalioane, o să aprind toată viața lumânări. Cât ai trăit, o să aprind în sănătatea ta lumânări. Bine, bine, hai, nu trebuie acum să... Îi faci înțelnare și e? Da. Îi fac eu fișa. Îi faci fișa, da? Te rog. Hai că să fie bine. Mersi. Stai niște. Mersi, Una? În baie acolo, ce-ar mai... E, te dai drumul la apă, dă-te dracu, mai umbli ea, bravura, pacia. Stivene, stai de veche. Da. Da, stai că stai bine. Ia mai auzi, știi ce? Mai lasă-l cu asta cu... Stivene, stai de veche, Stivene, încolo, Stivene, încoace și ai văzut ce se întâmplă. Stați aici! Dacă ăsta mic mi s-a părut mie un așa, un super pericol, păi dacă veniți, băi, eu vă împușc! Dar stai, mă, liniștit, că nu venim noi. Ia uite, stai de veche în continuare, că noi ne somn. Ne ducem să ne culcăm. Hai, fă. Hai, cum e te-a vorbit așa? Păi stai acolo, băi, sunt eu. Tu ești? Da. Te-am trezit? Ce faci? Am întârziat, dar... Știi că... Știi cum e la copii ăștia mici? Pojarul poate să dea complicații și... Știi cum... Mă rog, Zambila se sperie, face... Ce face, bratul? E bine? E bine acum, da. A venit la timp la spital, o să fie bine. Mă bucur. Nu mai e supărată pe mine, nu? De ce? Am întârziat. Pentru că asta e meseria noastră, te înțeleg. Te iubesc. Și tu? O să mă simt și tu imediat. Cine, mă, să vorbești așa, mă, de tactul, mă. Bine e că l-a răpit, nu vorbim prostii, că dacă nu răpea era mort. Acum, uite, ia, uite, direct în el trăgeam.
Uite ce gaură a făcut. Mă, trăgeai în mine că eu stau acolo și așa. Stai, bre, că nu stai, tu stai în partea aia, nu vezi, aici stai tu. Cum aici stau, mai în partea aia, eu stau aici exact asta. Stai, bre, nu mai zipa așa, că tu stai în dreapta, este tu când urci pe scările astea așa, care e așa, tu când ajungi acolo, ajungi invers. De ce vorbești așa? Adică eu nu știu cum e casa la mine. Nu știu, ia zic, gata. Puteți să mă omori acum, vai de capul meu. Zi, de ce ai venit? Mă schimb din tură. Hai, am plecat. Schimb din dracu, te schimb. Am venit că am și o vorbă cu tine. Păi așa. Ce vorbă? Vremurile s-au cam dus, gata. Trag. Nu te-ai trecut în gură că te aude copilul ăla în baie. Timpitul, dracu. Cât a găurul eu, făcut acolo. Bă, mămică, de ce dracu ai căuri fă perna altă? Alu, cui? Alu, tăticu. Alu, tăticu. Lata. Așa e. Nu-i adevărat, atras cineva patul. Hai să terminați cu glumile astea. Hai, gata, că vreau să vorbim serios. Eu uite că sună urechea. Vă avem o treabă serioasă de vorbit. Vreau să vă spui ceva. Zi-o, da. Eu m-am gândit așa. Că de meneață plecăm la Don Loceano în șatră. Mâine dimineață? Da, mâine dimineață, cum să crapă de ziua, da. Lăsăm casa așa și plecăm? Da. Păi dar ce să facem? Trebuie să ne scăpăm și noi pe ele și încățim și pe toate. Ce ai? Sună urechea asta. Don, o să vorbim și eu cu Matale, o taină. Ce? Păi, prințul și cu Elvis are o idee de combinație. Bine. Păi, da, da, ar fi și cu Matale o chestie, adică să... Ce mizerie. Ce? De ce nu spui oamenii să strângă mizeria asta? O car de infecție. Deci, domnule, deci, fii atent, ascultă-mă pe mine. E ca și garantată și iese și pentru Matale de o cafea. Și eu, unul la început, n-am crezut că nu poate fi făcută, dar ne trebuie așa doar niște capital de început că să o facem. Dacă am face curățenie, ar fi mai frumos. Ce are asta? Nu știu, frățioare, dar nu-i întreg la creier. Vă zic eu, de când a plecat Armando, ăsta nu mai e ăla dinainte. Ce face? Voisile, domnul Luciano mai e cu noi sau a luat-o pe ulei? De ce vă interesează pe voi? Hai mă, lasă vrăjala asta, zici ce are. Dar cum? Voi stați aici ca la nosop și nu știți ce are? Băi, ăsta tu n-au să lași Caterin ca să spui odată. Chiar nu știți, ea? A fugit regina, mă. Nu mai știe nimeni nimic de ea. Dacă mă caută cumva Dinu, să știi că sunt la birou până la ora 2, așa-i spui.
După două nu mai sunt de găsit, că am niște afaceri, am niște întâlniri, nu mai sunt de găsit pentru nimeni. Da, Gigica, fii fără grijă, poți să pleci, că totul e în ordine. Ce mă, îmi dai papucii? Ce poți să fac? Eu vorbeam cu tine acum. Nu, drăguțule, nu-ți dau papucii, dar de mine poți să ai întâlniri cât vrei tu toată ziua, că știu că te descurci. Eu uite-mă cum ești îmbrăcată, ce cu asta, bă, ține mai fată? Și cu mărgele, uite, cercei ți-ai pus. Da, da, are întâlniri. Are întâlniri. Ai o întâlnire? Cu cine, mă? Cu popa care vine să facă sfeștania? Ce, te duci la un parastat? Și acum tu te aștepți să-ți răspund la mitocănia asta? Nu, iartă-mă, mă, Herminica, dar nu mai era așa de bună că n-am putut să mă abțină. Poți să te întâlnești, dragă, cu cine vrei. Tu arăți bine, mă, dacă n-ai fi sora mea. Sau măcar să ai așa cu 30 de ani mai puțin, că n-ar mai conta. Da, bune, și mă doare, mă, zăpăcite. Hai, pleacă, da, hai, du-te. Da, mă, zăpăcitule. Maricica? Da-ți, domnșoar! Iure, nu mi-am dat seama că nu trebuie să-i spun. Nu ți-ai dat seama? Tu știi că nu-l înghite pe radial. Și apoi oricum n-ar fi înțeles. Auzi, e gata plăcinta aia. Este gata până acum. Și nu-i plăcinta câte un urmă. Mâinile astea, unghiile astea, ce dracu, am spus în ele, cum ar trebui să-i fac, numai proști am în jurul meu. Ce căutați, mămicacile? Ei, am venit că la noi nu mai se poate, fă. Nu mai se poate, e frică mare pe casa noastră. Da, fă, Rozico, suntem vai de capul nostru. Să știi că s-ar putea să nu mai ne vezi niciodată dacă mai stăm singuri acasă. Fă, n-ați venit deloc într-un moment bun. Regina a fugit de acasă, iar domnul e turbat. Ce fai asta în ințela ta? Regina a fugit de acasă? Da. Păi înseamnă că e cu stătică. Fă, mămică, tu te auzi ce prostii scos pe gura aia? Da, de ce, fă? Dacă doi oameni despare în același timp de acasă, asta nu înseamnă că ei e împreună? A, înseamnă că eu vorbesc prostii sau că ei face prostii? Dar ei n-a fugit în același timp de acasă. Regina a fugit aseară. Ce se întâmplă aici, mă? Și că la ăștia li s-a făcut frică acasă și a venit să doarmă acilea cu noi. Și ați aflat că s-a eliberat un pat și hopă el, da? Adunați-vă bagajele și cară-te, dracului, până am uitat de aici. De ce vorbești, bre, așa? Că am venit ca să fim împreună la bine și la greu, ca să nu mai despară cineva din neamurile noastre, bre, că e de valoare. În momente de-astea, până flacăru, mai eu mi-e mai aproape decât cam așa. Ce e asta? O zicală populară. Și ce înseamnă? Întreabă-o pe Fita. Ce înseamnă, fă? Păi, da, nu știu, Steven. Zi-mă ce înseamnă. E o zicală. Păi da. Păi da, zice că a vrut să zică că e mai aproape neamurile lui cum ar fi decât neamurile lui. Adică fița decât tăticul, e mai aproape. E, ai că nesimțirea asta mă enervează rău de tot. Și poate și strig dracu ceva pe-n casă, pacia. Păi să poate așa ceva despre fratele lumatale, bre? Păi dar n-ați mâncat, bre, de aceeași oală? Dă-o, dracu, dă treabă. Ia uite, fă. Ia uite la ăștia elefanții face pui. Până mare, gata. Taci! Dă-le un pahar cu apă, că s-o obosiți, că de-aia zic prostii. Să care dracu-i de aici. Fă. Dar ce supărată mai sunt eu. Fă, mămică, cară-te dacilea de bună voie. Tu vrei să-mi iau o mort în cauza ta? Du-te dacilea! Stai că m-am prins, știu cum facem. Deci aceea stă Regina, da? Și colea așa băiatul la Cosminu, da? Colo așa în fund stă Armando și cu Lenții și cu, cum îl cheamă, cu Robinu, da? Bine. Menodora, tu cu mine stătem la Regina... Stivenu, tu te duci de dormă, mică, cu Cosmin. Și...
Ce faci? Ce faci, bău, dracu? Faci în cadă, dobetocule. Du-te, dracu, afară, grădină și fă. Ia, babi, tu te duci de dorm cu lenții acolo, ușa. Da? E, gata, hai, la camere. Ce, ai probleme? Stai, bre, puțin. Nu poți să faci cumva să dorm eu cu Minodora, așa? Da. Minodora se duce și doarme cu lenții. Tu te duci mai bine și dormi cu Rubinu, mă, că e mai aproape de tine. Așa și cu ăsta micu se duce și doarme cu... Stai cu mine puțin. La... Stai vreo puțin, că tot ce cum faci cu lenții, tot nu dorm cu Minodora. Că eu vreau să dorm cu Minodora. Ce tot a... Da, vrei să dormi cu Menodora? Păi da, facem altfel. Hai că m-aș și zăpăci două dracu de treabă. Deci Menodora se duce și doarme cu lenții, Babi se duce și doarme cu Rubinu și tu dormi cu mine și gata. Nu, 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 eu dorm cu Minodora. Da? Da? Bine, tu te dormi cu Minodora în cameră la Regina și da, gata, acolo. Am terminat cu voi. Hai că organizarea e făcută. Mă, și tu te duci și dormi cu lenții. Hai, carte dracu de aici. Hai, am terminat și cu chestia asta. Mă bucur pentru ăla mică zambilei. Bine că n-are ceva mai grav. Cu pojarul nu-i de glumit. Țin minte când erați voi mici și v-ați îmbolnăvit, umblam în vârful picioarelor să nu vă trezim când adormeați. Ce-i cu voi, mă? Ce? Bine, dacă spun una, caz pe spate. He. Regina a fugit de acasă. L-a lăsat pe Cosmin. Și a luat lumea în cap. Cum adică? Adică a zis, gata, îmi iau lumea în cap. Unde te duci, Alina? Mă duc să vorbesc cu Cosmin, să aflu ce s-a întâmplat. Ce faci, Alina? Sile, unde-i Cosmin? E... Ah, stai că tu nici nu știi. Regina s-a... Da, știu, 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 dar zi-mi unde-i Cosmin. Păi, na, să o caute acum. Ce s-a întâmplat? Acum o caută. Mă, nebunii, nu găsești pe nicăieri. Nu pot să cred. Trebuie neapărat să vorbesc cu Cosmin când se întoarce. Nu-mi vine să cred.